Bună dimineața! Facem mișcare și cine știe, poate și astăzi facem peste 12.000 de pași. Cu puțin noroc! Am făcut și cei 4.000 de pași. Nu am băut cafeluța, așa că o să merg. Fac exerciții de respirație, beau apă, mic dejun, cafeluță, urgent. Am nevoie de energie. Să aveți o zi perfectă! Și servim micul dejun. Ora 10:50. Avem aici un pahar cu apă. Ia uitați ce bine arată. Foarte bine arată, cu gheață, cu multă gheață. Și avem roșii, brânzică, un castravete și un ardei. Micul dejun. Și pe seară o să facem grătar și atunci o să mănânc și pâinici și mai de dietă, cu făină de ovăz, cu făină de secară și le fac pe grătar și o să am salată de vinete, pâinici, friptură, deci porumb copt, o să fie o masă mai abundentă, așa că încerc cât mai puțin în dimineața asta, dar farfuria este plină, după cum vedeți, deci nu se poate face mișcare și cam atât. Zic să avem poftă. O zi minunată. Pa, pa. Ora 19, am pregătit friptură pe grătar. Am mâncat o bucată de friptură de porc și o bucată de friptură de pui. Am mâncat cam 2 linguri de salată de vinete și o roșie, un porumb copt și am pregătit pâinici pe care le-am copt pe grătar. Cântarul ne arată 95-200. În 57 de zile am slăbit 9,6 kg. Am plecat de la 104.800 și acum am 95.200. Astăzi am reușit 15.000 de pași.